Mulțumesc corului pentru această cântare, care cred că rezonează cu sufletul fiecăruia dintre noi în momente ca acestea. Și vă invit acum să ne ridicăm și să deschidem împreună Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu. Vom continua în dimineața aceasta studiul, incursiunea în prima epistolă a Apostolului Petru și citim din 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 13 până la versetul 17. 1 Petru, capitolul 2, citim de la versetul 13 până la versetul 17. După ce vom citi această parte din Scriptură, îl rog pe fratele Dorel Prem să ceară în rugăciune binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre, peste cuvântul care va fi vestit în dimineața aceasta să fie viu și lucrător. Iată ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Amin. Să plecăm ființele noastre și să ne rugăm Domnului. Părinte Ceresc, înaintea ta venim cu mulțumire și recunoștință pentru că suntem în casa ta, îți mulțumim pentru har și pace, Doamne, și Părinte, până îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Te rog, Doamne, să îl descoperi, te rog să-L întărești pe rogul Tău, te rog să îi dai o ungere proaspătă, Doamne, să ne vorbească ceea ce Tu ai pe inimă, Doamne, și noi să fim cei care vom pricepe și vom aplica ceea ce Tu vrei să ne spui. Îți mulțumesc, Tată, că Tu poți să faci mai mult și decât credem și îți cerem noi, Doamne, și te rog să ne dai putere și, Doamne, să ne dai și înfăptuirea ceea ce Tu vrei să ne vezi. Te laud, Doamne, Te onorez și îți mulțumesc că mă asculti. Doamne, Domnul Iisus, mă rog. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile dumneavoastră. Aș îndrăzni să încep mesajul din dimineața aceasta cu o întrebare. Dacă ar fi cineva să vă întrebe care este cea mai grea învățătură creștină, cea mai dificilă, cea mai grea doctrină, ce ai răspunde? Probabil că primul lucru pe care ar trebui să-l facem ar fi să îl rugăm pe cel ce întreabă să își nuanțeze, să-și detalieze un pic întrebarea. Pentru că mă gândesc că dacă e vorba de greutate, de dificultate în ceea ce privește acceptarea acelei învățături, poate că una dintre cele mai grele este învățătura biblică cu privire la suferință. Și mai ales întrebarea, de ce trebuie să sufere pe pământul acesta chiar și cel neprihănit? Dacă e vorba de înțelegerea și de explicarea unei doctrine biblice, mă gândesc că în top, undeva în vârf, poate cea mai grea, este învățătura, este doctrina despre Trinitate. Faptul că Dumnezeul nostru este unul, dar în ființa lui Dumnezeu există trei persoane, coeterne și coegale, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar, când vine vorba de practică, pentru că știți vorba aceea, teorie ca teorie, dar practica ne mănâncă pe noi, când vine vorba de practică, de trăire, de aplicare, cred că una dintre cele mai grele învățături creștine este învățătura biblică cu privire la supunere. Învățătura biblică în ceea ce privește supunerea. Aici, în versetele pe care le-am citit adineaori, dar și
în pasajul pe care l-am citit săptămâna trecută, duminica trecută, Apostolul Petru încearcă să explice cum funcționează mecanismul biblic al supunerii. Și acum un lucru pe care pot să îl mărturisesc din experiență, lucrând cu oamenii de peste 20 de ani, este faptul că, în general, oamenilor nu le place să fie supuși. Mai degrabă le place să fie suspuși, nu supuși. În general, am văzut lucrul acesta, am constatat și îl știți și dumneavoastră, oamenilor, chiar și în biserică, nu le place să li se spună ce trebuie să facă. E ceva în firea noastră, e ceva în natura noastră care ne ține, care ne face să avem o atitudine de răzvrătire împotriva formelor de autoritate. Și așa cum am spus, e din fire, e din firea pământească. Dr. James Dobson, cred că cei mai mulți ați auzit, poate că unii ați și citit scrierile, Dr. James Dobson scrie mult pe tema creșterii copiilor și explică faptul că această tendință de răzvrătire, de neascultare, de nesupunere față de autoritate poate fi văzută în copil încă de mic. Și spune el că există două tipuri mari de copii. Sigur, copilul ascultător și copilul neascultător. Copilul supus și copilul răzvrătit. The compliant child and the defiant child. Știți lucrul acesta. Dar ce n-am știut personal și poate că n-ați știut nici dumneavoastră, este o statistică pe care o oferă Dr. James Dobson, care spune că de regulă, statistic, sunt de cel puțin două ori mai mulți copii răzvrătiți și neascultători decât copii cu minți și ascultători. Pentru că există ceva în om, de mic, în firea noastră. Cineva spunea că e uman, la fel de uman precum clipitul din ochi. Să vrei să nu te supui. Să vrei ca lucrurile să se întâmple așa cum dorești tu. Pavel, celălalt mare apostol al creștinătății, ne reamintește că din fire noi eram fii ai mâniei, în altă traducere, copii ai răzvrătirii. Profetul Isaia, în capitolul 53, în versetul 6, spune: noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Vedeți, rătăcirea care vine în urma răzvrătirii împotriva autorității lui Dumnezeu în cele din urmă, ajunge să ne piardă. Și te trezești la un moment dat în viață că nu mai știi unde ești, că nu te mai poți găsi pe tine însuți, că nu mai știi cum să găsești drumul înapoi către Dumnezeu și către împăcare. E în natura umană, e în firea pământească această tendință să nu ascultăm. Totuși, dragii mei, fără supunere față de autoritățile legitime, nu există nici siguranță, nu există nici securitate, nu există nici succes. Dacă vrem să reușim, ca biserică, de pildă, trebuie să învățăm să reușim împreună, să coabităm, să coexistăm, să conlucrăm împreună. Și pentru că suntem mai mulți de unul, pentru că biserica nu sunt doar eu, suntem mai mulți, sunt anumite rânduieli, sunt anumite reguli de care trebuie să ținem cont, față de care trebuie să ne supunem. La fel stau lucrurile, să știți, și în societate. În lipsa supunerii față de autorități legitime, în lipsa supunerii față de legi și a respectului față de cei care sunt chemați să vegheze la respectarea legilor, societatea umană se transformă într-un balamuc colectiv. Devine haos, devine anarhie, lege și ordine,
Law and order. Nu e doar o lozincă, nu este doar un slogan. E nevoie de lege. Și nu e nevoie doar de legi scrise. E nevoie de respectarea lor. Și e nevoie de respect față de cei care sunt chemați să vegheze la aplicarea legii. E tema pe care apostolul Petru o dezvoltă în aceste versete. Foarte interesant că le scrie unor oameni al căror profil psihologic, emoțional, era foarte asemănător cu profilul nostru, pentru că erau evrei creștini care trăiau în diasporă. Oameni dârji, curajoși, hotărâți, care își luaseră viața în mâini și o restartaseră de la capăt. Și dacă Petru le scrie acestor oameni despre supunere, și o să vedem că e vorba de supunere în societate, la locul de muncă, în familie. Dacă Petru le scrie, înseamnă că oamenii aceștia aveau nevoie să audă despre tema aceasta. Și dacă Duhul lui Dumnezeu a selectat această carte să fie una dintre cărțile aflate în cuprinsul Sfintei Scripturi, cred că și noi avem nevoie să auzim despre tema aceasta. A supunerii. Nu e un lucru despre care să se vorbească în fiecare zi. E o temă mai grea și de predicat, și de ascultat, și de acceptat, și de aplicat. Dar auziți cum își introduce apostolul Petru tema. În versetul 12 din capitolul 2 zice: să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu oamenii aceia în ziua cercetării. Petru ne reamintește aici că noi, la fel ca ei, trăim într-o lume în care oamenii din jurul nostru, că ne place, că nu ne place, se uită la noi. Ne observă. Apostolul Pavel folosește imaginea priveliște. Oamenii se uită la noi. Suntem un view. Nu ne înțeleg de multe ori. De multe ori spun tot felul de lucruri. Cum că suntem demodați, cum că suntem irelevanți, cum că suntem învechiți. În vremurile acelea, acuzele pe care ei, cei din lume, le aduceau creștinilor, erau groaznice. Spuneau despre ei că sunt canibali, pentru că la masa Domnului există această doctrină, că în mod simbolic noi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Și ăștia din lume n-au înțeles despre ce-i vorba și o acuză care li se aducea creștinilor atunci este că sunt canibali, că își mănâncă conducătorul și îi beau sângele. Alta acuzație era cea de incest, că ziceau, cum adică frate și soră și ăștia căsătoriți? Și se numesc unul pe altul frate și soră. Și erau tot felul de acuzații de genul acesta, de răzvrătire împotriva ordinii sociale. Și Petru zice, dragilor, există o cale prin care poți să închizi gura acestor oameni. E ceva ce va vorbi pentru voi mai tare decât cuvintele. Și acest ceva este viața voastră. Acest ceva este comportamentul vostru. Și în cele ce urmează, el începe să explice cum arată această viață care aduce o bună mărturie pentru Dumnezeu. Și foarte interesant că începe de aici, de la supunere față de legi, de la respect față de cei așezați de Dumnezeu sau îngăduiți de Dumnezeu în anumite poziții de autoritate. Versetul 13 zice, fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul. Pentru Domnul. De dragul cauzei lui Dumnezeu. E interesant, o nuanță lingvistică, în traducerea din limba engleză, versetul 13 debutează prin folosirea cuvântului therefore, de aceea. Adică, ceea ce urmează de la versetul 13 înainte este legat de ceea ce a spus Petru până acum. Pentru că acuzele pe care vi le aduc oamenii să fie blocate, pentru ca să le fie gura închisă. De aceea, uite ce fel de viață trebuie să trăiți voi. Să fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul. Și aici e primul lucru pe care aș dori să-l punctez, principiul supunerii.
Zice, fiți supuși oricărei stăpâniri omenești. Therefore, submit yourselves in every ordinance of man. Supunere. Cuvântul din limba greacă, un cuvânt mai greoi, este cuvântul hupotasso. Asta era un cuvânt folosit atât în militarie, în armată, dar și în civilie. Era folosit în primul rând în armată. Acum, unii dintre noi ați făcut armata și ați trăit momentele acelea în care sergentul major de instrucție strigă odată, alinierea, hupotasso! Și în momentul acela o grupare de oameni dezorganizată, o adunătură, se transformă într-o adunare. Se aliniază, se încolonează. Unii care n-am trăit pe pielea noastră am văzut măcar în filme despre ce e vorba. Disciplina aceea, organizarea aceea. Termenul însă era trecut, a trecut și în viața civilă. Și în viața civilă însemna un răspuns benevol, voluntar, prompt, pentru a pune umărul la ceva împreună cu ceilalți. Adică ne aliniem la ceea ce fac ceilalți într-un scop bun. Și ideea aici este că un creștin autentic este și un bun cetățean. Și acum, când noi alăturăm aceste două cuvinte sau expresii, creștin autentic și bun cetățean, supus legilor, respectând autoritățile, imediat în noi se declanșează o tensiune. Ne mănâncă creierul. Și ne gândim, dar cum adică să fii, cum adică să pot să fiu eu supus în contextul în care există autorități, care e vizibil, agenda lor, programul lor, este în opoziție cu valorile împărăției lui Dumnezeu. Când mă uit ce legi se votează, ce agendă, ce priorități, de unde și până unde? Cum adică un creștin autentic egal un cetățean model? Înainte de a ne grăbi cu răspunsurile, vreau să vă spun cum arăta societatea, cum arăta lumea în care trăiau creștinii cărora apostolul Petru le scrie aceste rânduri. Cum arăta societatea aceea din punct de vedere politic, autoritățile politice? Când s-a născut Hristos și când s-a născut creștinismul, când a existat acea împlinire a vremurilor, așa fain zice Pavel în Galateni, la împlinirea vremurilor Dumnezeu a trimis în lumea lui pe Fiul Său. Împlinirea vremurilor însemna conjunctura cea mai favorabilă. Conjunctura cea mai favorabilă în care s-a născut Hristos a avut trei factori decisivi care au favorizat răspândirea creștinismului. Și acești factori au fost religia iudaică cu tot sistemul de sinagogi, care a permis, a fost ca o platformă. Apostolii s-au dus mai întâi la evrei peste tot, în bazinul Mării Mediterane și au putut să vestească Evanghelia. Al doilea factor a fost limba de circulație internațională. Nu era engleza pe atunci, dar era limba greacă. Și faptul că oamenii vorbeau aceeași limbă a fost o ușă deschisă extraordinară pentru a comunica Evanghelia. Dar al treilea factor a fost Imperiul Roman. Să știți, globalizarea, astăzi se tot vorbește de globalizare, nu e un proiect nou, globalizarea. Romanii sunt cei care l-au încercat primii și pentru o perioadă le-a reușit. Când a venit Hristos, marea majoritate a lumii cunoscute era înglobată între granițele Imperiului Roman. O imensitate de stat care se întindea de la Oceanul Atlantic în partea vestică până la Golful Persic, în zona peninsulei arabice, în partea de sud-est. Din Scoția până în nordul Africii. Imaginați-vă ce imperiu, ce forță, într-o vreme când nu existau tehnologiile de astăzi ca să-i ții pe oameni împreună. Dar Imperiul Roman nu era o democrație. Conducătorii la care Apostolul Petru face referire aici nu erau rezultatul unui vot popular, al unor alegeri, nu. Roma era un imperiu. Sigur, avea un senat, dar care era decorativ în vremea aceea, și în fruntea imperiului era un imperator. Princeps înseamnă primul dintre cetățeni. El era cel care lua deciziile. El era capul. Era ceea ce se cheamă o autocrație. Și acum, ca să vedeți și mai mult din peisajul de atunci, cine credeți că era împărat în vremea aceea?
la Roma, cine era Cezar. Și Petru zice, dați cinste împăratului și repete lucrul ăsta. Știți cine era Cezar? Nero. Ați auzit de Nero? Cezarul Nero era pe tron la Roma. Acum, ce s-a întâmplat? Foarte pe scurt vreau să explic ce s-a întâmplat în relația dintre biserică și imperiu. Romanii erau foarte toleranți, în general, cu religiile popoarelor cucerite. N-aveau nicio treabă. Îi lăsau pe toți să se închine zeităților lor, dar cu o condiție. Toți trebuiau să se închine cezarului. În vremea lui Octavianus Augustus a apărut în Pergam. Când citești cele 7 scrisori din Apocalipsa, vezi că acolo Ioan zice că în Pergam a fost scaunul de domnie al satanei. Acolo a fost primul templu închinat unui cezar, lui Octavianus Augustus. Romanii au preluat de la regii orientali și le-a plăcut mult ideea asta. Împăratul este divin, e zeu și trebuie să primească închinare. Și exista o zi în calendarul Imperiului, se numea Dies Dominus. Știți cum se traduce cuvântul acesta, cuvintele acestea? Ziua Domnului. The Lord's Day. Este o mare dezbatere între exegeții care studiază Apocalipsa când Ioan zice că în ziua Domnului eram în Duhul. Unii zic că ziua Domnului se poate referi la ziua de duminică, dar e foarte posibil să fi fost acea zi a cezarului. Când pe tot teritoriul Imperiului Roman, oamenii trebuiau să vină la altar și să jerfească tămâie și să aducă un dar și să se închine cezarului și să spună cezarul este Domnul. Cezarul este Domnul. Și dacă spuneau lucrul acesta, primeau un certificat numit libelus și cu certificatul acesta erau liberi. Puteai să te închini oricărei alte zeități. De aici a apărut tensiunea dintre creștinism și Roma, dintre imperiu și împărăția lui Dumnezeu. Din momentul în care cezarul a pretins ceva ce creștinul poate să-i dea doar lui Dumnezeu, închinarea. Cezarul a pretins închinarea. Asta era societatea politică. Din perspectivă socială, Imperiul Roman era o societate sclavagistă, erau foarte mulți sclavi. Se estimează că din 75 de milioane de locuitori cât avea Imperiul Roman, o treime erau sclavi. Erau oameni care n-aveau niciun drept, n-aveau libertate, unii erau considerați oameni, obiecte. Și e foarte interesant, biserica creștină este prima care îi aduce împreună pe toți oamenii. O mare parte dintre membrii bisericii de la începuturi erau deja sclavi. Și acolo în biserică stăpânii și sclavii erau tratați la fel. Erau frați și surori în Domnul Iisus Hristos. Sistemul financiar de taxare era groaznic. Groaznic. Pe bună dreptate, noi ne plângem de taxele de aici din Illinois și avem tot dreptul să o facem și să ne exprimăm opiniile. Roma, Imperiul Roman, avea un sistem de taxare care pur și simplu zdrobea popoarele cucerite, pentru că ei trebuiau să mențină sub arme o armată de aproape 1 milion de soldați în permanență. Tot aparatul acela birocratic, funcționarii, drumurile care mergeau în toate colțurile Imperiului, toate acestea necesitau bani. Și poporul gemea sub această apăsare. În această lume a venit Hristos. Și când a venit Hristos în lumea aceasta, care a fost așteptarea? Așteptarea pe care au avut-o evreii, așteptarea pe care au avut-o la început ucenicii, a fost aceea că Hristos va declanșa o revoluție politică, eventual militară, care va dărâma, care va zgudui din temelii, va distruge Imperiul Roman și va aduce cumva cerul pe pământ. Și marele a fost dezamăgirea când au văzut, de exemplu, când a intrat Iisus în Ierusalim, că în loc să meargă spre fortăreața Antonia, azi în România se celebrează Floriile, intrarea lui Iisus în Ierusalim, în loc să intre, să meargă și să declanșeze o revoluție, s-a dus la templu și a curățit templul. Pentru că abordarea lui Hristos este alta, nu o revoluție violentă. Nu o să-L vedeți niciodată pe Hristos în Evanghelii organizând un marș de protest sau pichetând un sediu de guvern. Nu. Abordarea lui Hristos este altfel. Dacă vrei să schimbi o națiune, trebuie să schimbi omul. Și dacă vrei să schimbi omul, trebuie să-i schimbi inima. Revoluția trebuie să înceapă de aici. Trebuie să înceapă cu o reformă spirituală. Altfel,
ar fi un eșec. Așa cum toate aceste revoluții violente, cum a fost Revoluția franceză, Revoluția marxistă din Rusia, au condus la măceluri și au fost un eșec îngrozitor, pentru că n-au schimbat inima omului. Dar Domnul Iisus și-a precizat, a reglementat într-un fel relaționarea dintre biserică și stat. Atunci când era pe pământ, episodul este în Matei 22, și au venit la el fariseii și irodienii. Este una dintre cele mai tari faze. Când Domnul Iisus este pe pământ și fariseii care se urau de moarte cu irodienii, fariseii îi urau pe romani, urau să plătească taxe. Irodienii trăiau de pe urma romanilor, erau aliații lor, dar îl urau toți pe Iisus mai tare și s-au unit să-l prindă într-o capcană. Și au venit la el, citiți în Matei 22 că e fascinant, au venit la el și la început l-au lăudat, bunule învățător, tu le știi pe toate, și zice, ce zici, se cade sau nu să plătim bir, taxe cezarului? Capcană totală. Pentru că dacă Domnul Iisus ar fi spus, da, plătiți, ar fi pierdut poporul care gemea sub apăsarea romană. Dacă ar fi spus sec, nu plătiți, l-ar fi putut acuza de revoltă împotriva Romei. Știți ce a făcut Domnul Iisus? A cerut o monedă. Zice, ia, dați-mi un ban aici. Ia, să ne uităm un pic la el. Și a întrebat, chipul ăsta, fața asta frumoasă, pitorească, a cui este? Și i-au răspuns, a cezarului. A, știți răspunsul? Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Cezarului, taxele, ascultare, dar numai lui Dumnezeu, închinare. Problema între biserică și imperiu a apărut în momentul în care cezarul a vrut să ia locul lui Dumnezeu. Și aici vreau să merg repede la al doilea punct, să vorbesc un pic despre particularitățile supunerii. Că da, principiul este să te supui. Asta e regula generală, dar există excepții de la această regulă? Uitați cum zice în 1 Petru, capitolul 2, versetul 13, fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac binele. Roma avea 28 de provincii care erau guvernate de dregători sau procurori, nu în sensul că a fost întrebat în România odată cineva ce-i tata și a zis că procuror și toți au înghețat. Cum procuror? Știți ce e România procuror? Autoritate judiciară? Păi zice, procură pentru noi. Mâncare, alimente, procurori. Nu procuror așa. Dregător. Magistrat. Roma avea în toate aceste provincii dregători, magistrați, care cu ajutorul armatei erau acolo să vegheze la respectarea păcii și autorității romane. Și acum revin la întrebarea. Există excepții de la regulă? Regula generală este supuneți-vă. Se aplică întotdeauna? Nu. Și am să vă arăt când nu se aplică. Atunci când fidelitatea mea față de Dumnezeu e pusă în pericol. Totdeauna creștinii au încercat să fie cetățeni loiali statului. E foarte interesantă o scrisoare pe care o scrie un general numit Pliniu cel Tânăr. I-o scrie împăratului Traian. Ați mai auzit? Mai țineți minte de împăratul Traian, care a cucerit Dacia. Și în timpul lui Traian, creștinii erau persecutați. Și acest Pliniu, care era guvernator în Bitinia, îi scrie o scrisoare care s-a păstrat și îi spune ce frumos trăiau creștinii și cum respectau legile și ce cetățeni buni erau. Doar că aveau treaba asta, nu se închinau cezarului. Creștinul este un cetățean loial. Dar există momente în care loialitatea mea față de Dumnezeu este amenințată prin legi omenești. Și atunci, ce primează? Ce contează cel mai mult? Ce e supremă? Ascultarea de Dumnezeu și ascultarea față de legea Lui. Și vă dau exemple concrete, le avem în Biblie. În Exod, în capitolul 1, în cartea Exod, în capitolul 1, este momentul acela, Israel era în robie în Egipt și Faraon a dat o lege prin care a ordonat omorârea tuturor pruncilor
copiilor evrei de parte bărbătească și a ordonat moașelor evreilor să pună în practică acest ordin criminal. Să omoare copiii, copiii nou născuți. Dar știți ce zice versetul 17 din Exod 1? Dar moaștele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copiii lor să trăiască. Și Dumnezeu a lăudat comportamentul acestor oameni, deși era o încălcare flagrantă a edictului dat de faraonul Egiptului. Mă uit cu îngrijorare și ne uităm cu toții cum lumea în care trăim, civilizația occidentală, devine o cultură a morții. Văd oameni care protestează că sunt tăiate pădurile, că sunt încălcate drepturile animalelor și să protesteze, e dreptul lor, dar cărora nu le pasă că sunt omorâți copii nenăscuți. Acum se propun legi în care, ați auzit propunerile care s-au făcut în anumite state, că există voia ca copilul să fie omorât dacă nu e revendicat de părinți imediat după naștere. Este o aberație, sunt niște anomalii care se întâmplă. În momentul în care o lege omenească intră în contradicție cu legea lui Dumnezeu, noi avem valori pe care nu le putem negocia, frații și surori. Sacralitatea vieții, căsătoria între bărbat și femeie, familia formată prin căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Acum a apărut această chestiune cu politicile de gen, identitatea de gen. Când Biblia spune că Dumnezeu a făcut pe om parte bărbătească și parte femeiască l-a făcut. Se dau tot felul de decizii aberante. Parlamentul European, de exemplu, a dat un regulament intern, e doar orientativ la început, în care nu mai este voie să folosești cuvântul tată și mamă în comunicările oficiale. Nu mai poți să spui father or mother, trebuie să spui părinte 1 și părinte 2. Se întâmplă niște anomalii și viața ne va aduce în aceste situații în care va trebui să alegi, să decizi de cine asculți mai mult. Și aici apare excepția de la regulă. Sunt și alte cazuri în Biblie. Ia gândiți-vă de pildă la Daniel. Copiii și adolescenții studiază în perioada aceasta cartea Daniel. Daniel, preună cu prietenii lui, sunt aduși în Babilon. Foarte interesant. Cartea Daniel debutează cu această afirmație. Domnul a dat în mâinile lui Nebucadnețar pe evrei. Deci, ei au înțeles că autoritatea lui Nebucadnețar este îngăduită de Dumnezeu. Acea stăpânire. Dar s-a ajuns în situații, de pildă, când Daniel a trebuit să încalce legea Vechiului Testament și să mănânce din bucate care nu erau coșer. Ce a făcut? S-a conformat? A zis no, a zis niet. Când cei trei prieteni ai lui Daniel, în Valea Dura, în ținutul Babilonului, când s-a înălțat chipul acela de aur și s-a dat o lege că toți trebuie să se închine acelui chip de aur, ce au făcut cei trei prieteni? Au spus clar, Daniel 3, împărate, noi nu ne vom închina chipului de aur. Au spus nu. Daniel, capitolul 6, mi-e place foarte mult momentul acela când împăratul Dariu, sfătuit de niște tipi foarte răuvoitori care îl invidiau pe Daniel, a dat o lege prin care, timp de, cred că 3 luni, o perioadă acolo, toți trebuiau să se închine doar împăratului. Adică împăratul Dariu zice, înțeleg nevoia să faceți rugăciuni, dar îmi rugați numai mie. Și amenințare pedeapsă cu moartea. Când a aflat Daniel că s-a înscălit porunca, deci era o lege, ce a făcut? S-a conformat? A intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de ușă erau deschise spre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea și se ruga. Deci există un principiu general, supunere, dar există excepții. Și am văzut excepțiile acestea de-a lungul istoriei, în Germania nazistă, când Adolf Hitler a venit la putere în 1933 și a început să introducă legi aberante. Și una dintre cele mai aberante decizii a fost că le-a cerut tuturor pastorilor și preoților să jure cu mâna pe Biblie credință supremă în Führerul Germaniei și să recunoască autoritatea de a da legi. Și unii au jurat, dar alții n-au jurat. Și-a plătit cu viața. De exemplu, pastorul Dietrich Bonhoeffer. Unii ați trăit, e aici fratele Hudema, sunt și alții care ați trăit în România,
în propria dumneavoastră experiență această realitate. Îmi povestea un pastor în România, zice, mă chemau la securitate, luau Biblia și scoteau versetele astea în care spunea să vă supuneți autorităților, stăpânirilor. Și zice, îmi dădeau cu Biblia în cap. Bang! Îl și băteau. Și dădeau cu Biblia în cap și zice, voi trebuie să vă supuneți stăpânirilor. Și le cereau să facă lucruri care erau împotriva conștiinței, împotriva legii lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia au spus, nu. Și la cum merg lucrurile în lumea de astăzi? E foarte posibil să vină o zi în care fidelitatea noastră față de Dumnezeu și de legea Lui să intre în coliziune cu loialitatea față de stat și de legile seculare. Și când va veni vremea aia, să nu fim prea curajoși înainte, dar când va veni vremea aia să ne dea Dumnezeu putere să stăm de partea Lui, să ne dea Dumnezeu putere să stăm verticali de partea Lui. Vreau să spun foarte repede ceva despre scopul supunerii. De ce trebuie creștinul să se supună autorităților, stăpânirilor omenești? Zice versetul 13, 1 Petru 2, fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul. Pentru Domnul. Domnul vrea lucrul acesta. Dumnezeul nostru care este în ceruri vrea să fie onorat pe pământ prin comportamentul frumos al copiilor săi. Și vreau să mă întorc ceva la și să spun legat de particularitățile supunerii. Am omis să spun lucrul ăsta și e important. Există legi bune, legi drepte, pe care noi trebuie să le respectăm. Și autoritățile sunt lăsate de Dumnezeu, rânduite, să-i ocrotească pe cei ce fac binele și să-i pedepsească pe cei ce fac răul. Citiți Romani, capitolul 13, primele 7 versete. Și cum se aplică practic lucrul ăsta? Păi de poliție nu trebuie să-ți fie frică, nu? Nu vă e frică de poliție, nu? Numai dacă, poate cel mai comun caz, ești la volan, ești în trafic, treci pe lângă o mașină de poliție și în momentul ăla, instantaneu, ochii îți alunecă pe ce te uiți la vitezometru și ești pe 65 și la tine scrie 80. Și în momentul ăla începi să te rogi și să te uiți în urmă și să zici, nu cumva să plece după mine mașina de poliție. Și după aia răsufli ușurat, am scăpat. Atunci ți-e frică. Da, atunci ți-e frică. Ți-e frică de brațul autorizat al legii. Pe bună dreptate. Și să știți, și aici trebuie să încăutăm să fim un exemplu. În trafic, în modul în care circulăm. Dar dacă treci pe autostradă, scrie 45 la oră și tu te uiți 45, vezi mașina de poliție, spui slavă Domnului că sunt aici. Domnul să binecuvânteze pe ofițerii de poliție că sunt aici să-i protejeze pe cei buni și să ne păzească de cei răi. Da? Deci astea sunt particularitățile supunerii. Scopul supunerii, Scriptura ne cheamă să ne supunem pentru Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru. Cei care sunteți părinți, știți cum ne bucurăm de copiii noștri când ne ascultă? Să ai un copil ascultător și să nu trebuiască când îi zici un lucru, că Dumnezeu zice ce să faci, și să nu trebuiască când îi zici un lucru să-i explici de 50 de ori. Și el să-și dea ochii peste cap mereu și să zică, dar de ce? Pentru că tu, tata, mama, aici nu vorbesc de părinți de viață și de lucruri deviante. Vorbesc de modul în care un părinte se raportează la copil și copilul la părintele lui. Așa așteaptă și Tatăl nostru, să fim ascultători. Și foarte interesant, versetul 15 zice, căci voia lui Dumnezeu este. Voia lui Dumnezeu este să ne purtăm în felul acesta. Nu sunt multe locuri în Scriptură unde se spune clar și răspicat, voia lui Dumnezeu este. Nu sunt multe locuri. Câteodată oamenii mai întreabă, care e voia lui Dumnezeu pentru viața mea? Ce-ar fi să începem să le spunem de aici? Circulă cu viteză regulamentară. Nu textui în trafic. Da. Ce-ar fi să începem de aici? Este voia lui Dumnezeu să fim supuși legilor drepte, autorităților. Mai mult decât atât, se vorbește despre mărturia pe care o asemenea viață o are înaintea oamenilor. Este o mărturie frumoasă și este adevărata libertate. Este adevărata libertate. Zice, purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Să știți că nu există libertate absolută. Libertatea creștinului, spunea William Barclay, nu este să faci ce vrei, ci faptul că ești liber să faci ceea ce trebuie. Ca să faci ceea ce trebuie,
ca să ai libertate să le faci, energie, timp să o faci. Așa e că trebuie să te restrângi de la altele? Numai gândiți-vă, doar atât vă provoc să vă gândiți, la un sportiv de performanță, ca să ajungă să câștige Olimpiada. Câte sacrificii trebuie să facă? La câte lucruri trebuie să renunțe? Cât de mult trebuie să-și restrângă libertatea de a... Nu o să-l vezi jucând videogames. Nu ajunge nimeni campion mondial la fotbal că joacă videogames. Alocă timp, energie, antrenamente. Își restrânge libertatea. De dragul unei libertăți mai mari, e frumoasă libertatea robilor lui Dumnezeu. Faptul că suntem liberi să facem nu ce vrem, ci ceea ce trebuie să facem. Regele George al V-lea, pe Biblia pe care i-a dat-o fiicei sale, devenită mai târziu regina Angliei, Elisabeta II, i-a scris această dedicație. Secretul reușitei în viață nu e să faci ce vrei, ci să faci ce trebuie. Să faci ce trebuie, nu ceea ce vrei. Ultimul gând și încheiem, pentru că timpul s-a dus. Practicalitatea supunerii. Încheiem cu versetul 17. Cinștiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Cinstiți pe, auziți, pe toți oamenii. Și pe cei care nu au aceleași opinii ca și tine, și pe cei care în mod poate deschis, flagrant, îți arată că nu le place de tine. Și pe cei care au gânduri și orientări, nu spun să tolerăm lucruri care nu pot fi tolerate. Dar Biblia zice, onorați, acordați o anumită doză de demnitate fiecărui om. Și știți care e motivul? Pentru că fiecare om este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și trebuie să dai o doză de respect fiecărui om. Să știți, cine nu își cinstește semenul, se ne cinstește pe el. Cine vorbește urât, se ne cinstește pe el. Cinstiți pe toți oamenii. Pe frați, ce zice? Iubiți pe frați. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, spune Domnul Iisus, dacă vă iubiți, dacă aveți dragoste unii pentru alții. Interesant, de ce n-au zice, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă iubiți pe toți ceilalți? Și zice, dacă vă iubiți unii pe alții. Pentru că, vedeți, oamenii de afară se uită la noi. Cu asta am început. Oamenii se uită la noi. Și când văd că aici dragostea este reală, că nu-s povești și teorii, că ne iubim unii pe alții, e atâta nevoie de dragoste în lumea din jurul nostru. Și atunci oamenii vor să vină și ei aici. Și zic că vreau să fiu și eu parte dintr-o asemenea familie. Vreau să fiu și eu parte dintr-o asemenea comunitate, că acolo văd că e adevărat. Da, Evanghelia chiar le transformă viața. Se iubesc unii pe alții. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu. Asta e Noul Testament, nu Vechiul Testament. O dimensiune pe care am pierdut-o în spiritualitate de câteva generații încoace este aceasta, temerea de Dumnezeu. Sigur, Dumnezeu e Tatăl nostru, sigur, îl iubim ca pe un părinte, dar niciodată să nu uităm că El este Dumnezeul cel mare și sfânt. Și știți ce a spus Domnul Iisus? Nu vă temeți de cei care pot să vă piardă trupul. De cei care vă pot persecuta, zice, temeți-vă de cel care vă poate pierde și trupul și vă poate arunca sufletul în ghenă. Și acela este Dumnezeu. Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat, pentru că s-a pierdut acest sentiment al temerii față de Dumnezeu, este că s-a pierdut reverența în biserică, este că se pierde respectul față de oamenii lui Dumnezeu și în cele din urmă se pierde rușinea de oameni. Știți că spune Domnul Iisus, dă o pildă despre un tip, îi spune judecătorul nedrept, zice, lui ăsta de Dumnezeu nu era frică? Și când nu ți-e frică de Dumnezeu, nu ți-e mai rușine nici de oameni. Încep să crezi că poți să faci tot ce vrei. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Domnul. Și la final, versetul 17, dați cinste împăratului. Amin. Știți, începe în felul acesta Petru și încheie la fel. În versetul 13 zicea, fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului, și aici e vorba de acțiune, să fiți supuși,
Dar aici, în versetul 17, e vorba de atitudine. Dați cinste împăratului. E atitudinea. Că poți să faci o acțiune bună, dar să n-ai atitudinea corectă. Fă asta, fac în cele din urmă, dar nu simt că trebuie să o fac. Știți, ca și copilul acela căreia tata îi zice, stai jos, măi! Și până la urmă el stă jos, dar zice, în mine toți stau ridicat în picioare. Adică face ce trebuie să fac. E atitudinea, e acțiunea bună, dar atitudinea e greșită. Dați cinste împăratului. Da, frate Petre, la Roma împărat e Nero. Dați cinste împăratului. Dați cinste celor așezați și îngăduiți. Că unii sunt îngăduiți în poziții de conducere. Da, frate Adi, da, uite cine e acolo, uite ce se întâmplă. Biblia nu spune că trebuie să ne placă de ei. Biblia nu spune că trebuie să fim de acord cu ei. Biblia nu spune că nu avem libertatea de a ne exprima dezacordul cu ei. Dar Biblia ne poruncește să ne rugăm pentru ei și să-i tratăm cu respect. De aceea, rugămintea mea, aplicația mea este să fim cu băgare de seamă la ce vorbim despre cei pe care Dumnezeu îi îngăduie într-o anumită poziție, la ce scriem, la ce postăm, să fim cu băgare de seamă. Repet, nu ne cere Scriptura să ne placă de ei, nu ne cere Scriptura să agreem cu politicile lor, nu ne cere să nu ne exprimăm opțiunile noastre biblice, dar ne cere să ne rugăm pentru ei și ne cere să-i tratăm cu respect. Asta este supunerea, învățătura biblică a supunerii. Dar să știți că nu merge nimic și nu funcționează nimic dacă în prealabil nu suntem gata să ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu, să ne supunem lui, să capitulăm înaintea lui, să îngenunchem înaintea lui și să spunem, Doamne, Tu ești autoritatea supremă. Tu ești Cel care ții toate lucrurile prin cuvântul puterii Tale. Și, Doamne, înaintea Ta ne supunem. Și pentru că ne supunem înaintea Ta, Te rugăm să ne ajut să trăim viața pe care a trăit-o Hristos. Să călcăm pe urmele pașilor Domnului și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm și să încheiem cu o ultimă cântare, care chiar așa ne spune, de fapt este o decizie, o hotărâre. Doamne, astăzi vin în fața Ta să mă închin. Thank you.
Doamne, ca să ne umpli cu Duhul Tău cel Sfânt, mă rog pentru mine și pentru toți cei care suntem aici, să ne dai putere să ne golim de noi înșine și să scoatem din viața noastră toate acele lucruri care nu sunt Duh, ci sunt fire pământească. Doamne, în tot ceea ce facem, ajută-ne ca scopul vieții noastre, țelul, idealul nostru, este să fim tot mai mult ca Domnul Iisus. Să fim ca Domnul Iisus când vine vorba de slujire, să fim ca El când vine vorba de sacrificiu, să fim ca El chiar și atunci când vine vorba despre supunere. Doamne, studiindu-ți cuvântul, întâlnim și texte care pentru noi sunt de multe ori ca o stâncă prea înaltă. Simțim că singuri nu ne putem sui pe ea, dar, Doamne, ridică-ne Tu și ajută-ne să înțelegem care este voia Ta cu privire la viața noastră. Doamne, îți mulțumesc în această zi pentru toți înaintașii noștri de credință, care nu s-au înclinat și nu s-au încovoiat în fața prigoanei și au dus înainte stindardul Evangheliei Tale și, Doamne, Evanghelia a ajuns până la noi. Într-o zi ca aceasta, Doamne, așa cum ne-ai învățat în cuvântul Tău, însă, într-un mod special, vreau să mă rog pentru cei înălțați în dregătorii. Chiar în dregătoriile cele mai înalte, așa ne-ai învățat, Doamne, să facem rugăciuni pentru ei. Și Te rugăm, Doamne, să intri acolo unde noi nu avem acces, în sufletul lor. Doamne, Tu poți să faci un transplant spiritual de inimă. Tu poți să faci minuni și de aceea ne rugăm. Ne rugăm pentru președintele acestei țări. Ne rugăm pentru membrii Senatului și pentru membrii Congresului. Ne rugăm pentru membrii Curții Supreme de Justiție. Doamne, fă ca o scânteie de dumnezeire să se aprindă în inima lor. Doamne, ajută-i să-și amintească că această țară a fost clădită pe niște principii. Și, Doamne, nu lăsa pe nimeni să devină un instrument al răului care să distrugă, ci dimpotrivă, Doamne, ajută-ne și ajută-i pe ei să fie cei care construiesc și fac lucruri care vor face să rămână în istorie ca oameni după inima Ta. Doamne, Tu poți să faci mult mai mult decât știm noi să-ți cerem și să Te rugăm. Și de aceea Te rugăm să lucrezi în zilele acestea și mă rog, Doamne, să oprești înaintarea răului în lume. Dacă este după voia Ta acum în generația aceasta, Te rugăm să lucrezi cu putere. Și acum, Doamne, revenind la noi, mă rog pentru cei care suferă. Unii au pierdut pe cineva drag și în mod deosebit mă rog pentru familia Pascotescu. Doamne, golul acela, sacru, pe care nu-l poate umple nimeni și nimic, Doamne, fii Tu acolo. Fii Tu acolo lângă ei, Doamne, și dă-le speranță și dă-le mângâiere. Și, Doamne, ne rugăm și pentru familia Deac de la Biserica Betania, care trece printr-o asemenea tragedie. Când strigă un nenorocit, Doamne, Tu auzi, ai milă de oamenii aceștia. Și Te rugăm să torni din bălsam mângâietor în sufletul lor. Și mă rog și pentru cei care pleacă în călătorie. Vremurile sunt grele și drumurile sunt primejdioase. Te rog să fii cu familia Dragomir și Te rog să fii și cu ceilalți, și la plecare, și în ședere acolo, și la întoarcere. Și pe noi, Doamne, mă rog să ne păstrezi smeriți în harul Tău. Fie ca acest har nespus de bogat și de mare, al Domnului Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cerul și părtășia Sfântului Duh, să fie și să rămână cu noi cu toți, de acum și până în vremea veșniciei. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru toți cei care ați ales să petreceți împreună cu noi această dimineață de duminică. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. În mod deosebit, rămâne să ne auzim cu privire la datele desfășurării slujbelor de priveg și înmormântare clejuite de plecarea fratelui Aurel Pascotescu. Urmează acum să eliberăm încinta locașului de închinare. Domnul să vă binecuvânteze pe toți și la ieșire cei ce doriți puteți să vă închinați Domnului cu darurile de bunăvoie.